Hai, dă-i bătaie. Cum toate faci cu ei? Se întorc, dar nu și trece pe lângă de la ambasada americană pe care o să aibă zbune să vină în spate. Și mergem pe... Fenomenul Piața Universității din 1990 a reprezentat cea mai mare demonstrație anticomunistă din România. Supranumită și Golaniada, manifestația s-a desfășurat pe parcursul a 53 de zile în centrul Bucureștiului. Coordonat din balconul universității, mitingul a adunat mai ales tinerii acelor vremuri ce își doreau libertatea și erau împotriva revenirii comunismului mascat sub diverse forme de cei care preluaseră puterea. La vremea aceea exista un partid conducător, FSN, adică Frontul Salvării Naționale, care era în realitate vechiul Partid Comunist, redenumit sub altă formă și condus de Ion Iliescu, adică de cel despre care știam de ani întregi de la Europa Liberă că îi va lua locul lui Nicolae Ceaușescu. Am făcut parte din generația tinerilor participanți la Golaniadă. Aveam 22 de ani și am crezut alături de prietenii mei că vom putea învinge emanații din decembrie 89. Dar nu a fost așa. Manifestația a fost condusă din balconul universității de un fel de grup de inițiativă care s-a gândit să coaguleze mișcarea, să o coordoneze pentru a nu se stinge de la sine. Grupul respectiv avea mai mulți lideri, dar coordonatorul mișcării din balconul Universității din București a fost un tip pe nume Marian Munteanu, student la Facultatea de Litere și șeful sindicatului Liga Studenților. Extrem de inteligent și de carismatic, Marian Munteanu era liderul de netăgăduit al celor din piață. Odată ce s-a retras din balconul Universității, nu a mai atras cu nimic mulțimea. Finalul Golaniadei nu a reprezentat decât coborârea în plin anonimat din balconul universității a celor care au condus mitingul cu tot cu Marian Munteanu. Ei nu au reușit să devină mai departe, sau poate nici nu și-au dorit, liderii unei generații care căuta spre cine să se îndrepte, cu cine să meargă mai departe în viața socială. Din anonimat, liderii au reușit să târască în uitare fenomenul Piața Universității. Azi, probabil că niciun tânăr de 22 de ani nu știe ce înseamnă sau dacă a existat această mare demonstrație anticomunistă în România. Generația mea s-a simțit dezamăgită, dacă nu chiar trădată, de cei care ne-au chemat la luptă împotriva comunismului. Așa că fiecare dintre noi ne-am văzut de treabă și de viață. Am scăpat de comunism pe cont propriu. Azi, aproape că nu mai este pomenit fenomenul Piața Universității. Nu rămâne decât urma venirii minerilor din 13-15 iunie, care a reprezentat sfârșitul nemilos al Golaniadei. Ion Iliescu, ales președinte la 20 mai 1990, cheamă minerii să facă ordine în București și urmează cele mai sălbatice zile de teroare din istoria postcomunistă a României. Minerii năvălesc în dimineața zilei de 14 iunie în Piața Universității, bat studenții aflați în facultate, bat oameni de pe stradă dacă au ochelari sau poartă barbă, distrug sediile partidelor sau cele ale ziarelor de opoziție. Iliescu și ai lui sunt triumfători. Marian Munteanu ajunge în comă la spital, apoi, după 4 zile, este arestat. O lună mai târziu, în iulie 1990, mulțimea din piață își face încă o dată datoria și iese la un marș de protest în tot Bucureștiul. În urma acestei mari demonstrații, Marian Munteanu este eliberat. Apoi își vede de ale lui, cum era și firesc. Nu mi-aduc aminte să fi mulțumit public sutelor de mii de bucureșteni care au ieșit în stradă pentru el. Yeah.
Atențiune, atențiune! Atențiune, atențiune! Atențiune, atențiune! Vreau să vă vorbesc în numele Ligii Studenților din Universitatea din București. Numai în comunism situațiile conflictuale erau înnăbușite sau tratate cu indiferență. Și credem că este o impietate că tinerii ce au luptat în timpul revoluției anticomuniste acum sunt socotiți huligani. A te manifesta împotriva comunismului este o atitudine de bun simț! Dinspre căminele studențești din Grozăvești și regie, vin către noi studenții! Studenții din universitatea noastră vin alături de toate organizațiile independente care luptă împotriva comunismului!
dreptul nostru și să ne alăturăm fără niciun fel de rezervă celui mai fascinant document al istoriei moderne a României, proclamația de la Timișoara! Am dorit să înțeleagă toți că în timpul Revoluției copiii nu au murit pentru ca să avem în conducerea noastră activiști comuniști. Aceasta și în legătură cu ceea ce s-a spus, că dimineață organele de ordine au venit cu forțe numeroase în piața universității pentru a degaja circulații. Și sunt unii care le plâng de milă câtorva golani care provoacă dezordine în centrul orașului. Nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Vrem libertate, nu comunism, ci ni schimbări de formă, și pentru asta, securiști, să nu ne puneți normă. Noi nu mai vrem neocomunism, ci neolibertate, democrații originale și nici minciuni fruntate. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator. Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură, și nu vă stemeți de golan fără coronatură. Tot ce-am fost și-am murit aici, ne-am reîntors năluci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine e mort decât comunist. Trebuie ca să manifestăm răspundere la toate nivelele și, în primul rând, oamenii politici care vor să-și asume răspundere în această țară. Ce fel de răspundere? Când încurajăm actele de dezordine, actele de încălcare a normelor elementare de civilizație și de comportament. Ce fel de dialog să statornicim cu asemenea oameni, câți ori fie ei, câteva mii, dar sunt 23 de milioane în această țară. Și-au permis unii tovarăși să spună că noi fiind prea puțini, numai câteva mii, nu putem reprezenta un popor întreg, suntem un caz izolat. Însă, am dorit să reamintim acelor tovarăși că pe 21 decembrie au avut curaj să iasă în stradă 5.000 de oameni. Toată lumea cred că este de acord că acei 5.000 de oameni au reprezentat voința întregii națiuni. Consider că atâta vreme cât vom exista pe pământ, dacă doi oameni ies pe stradă și strigă jos comunismul, ei reprezintă întreaga națiune română. Și care ce vor, domnilor? Noi, în CPUN, am
adoptat o lege electorală, pe baza cărora se derulează acum procesul de pregătire a alegerilor. Ei vor să reformeze legea electorală. Cu ce drept? În numele cui? Pe cine reprezintă? Să dialogăm pe așa ceva? Ceea ce vreau să spun că revendicările lor în principal sunt următoarele. În primul rând, înființarea unei comisii de anchetă pentru a studia ce s-a întâmplat în piața universității de când au început demonstrațiile și de când a început mitingul. Pe lângă aceasta, înființarea unei comisii de anchetă. Vor să stabilească vinovăția autorităților care sunt acuzate de violență împotriva demonstranților. Este vorba de eliberarea deținuților, dacă nu mă înșel, este vorba de circa 40 de oameni care au fost, pe care sunt incriminați că au fost reținuți de poliție, și de cele patru maici, și de omul bătut care a fost prezentat în piață. Se solicită luarea în discuție parlamentară a articolului 8 din proclamația de la Timișoara, se solicită de asemenea demisia ministrului Chițac, se solicită demisia domnului Iliescu. Doresc o comisie să se cerceteze cine a ordonat să fie bătuți oamenii azi dimineață la ora 5, și să cerceteze cine a calomniat oamenii la Deva. Rezultatul democrației. Și există și femei bătute. Uite aici. Fetițele 12 ani. În toate uitați-vă. Și copii de 14 ani și femei sunt bătute, lovite la mână și la genunchi. Am mai văzut câțiva tineri care au fost, pur și simplu au fost bătuți. Dânsii au afirmat că au fost bătuți de dimineața la ora 5, au fost maltratați de către poliție. Am văzut vreo 6-7 inși care erau bătuți pe spate, iar mulți erau cu ochii erau umflați. Demisia urgentă a domnului ministru Chițac, demisia domnului Iliescu, condamnă greșelile făcute de domnul Iliescu la conducerea țării, poporul nu este informat și nu se pot ține alegeri la 20 mai, polițiștii care au bătut oamenii au fost recunoscuți ca fiind aceiași din 21 decembrie. Domnule președinte, eroarea care ați făcut-o aici este aceea de a declara cetățenii care fac o manifestație golani. Nu suntem de acord cu acest lucru. Domnule Lup, îmi pare rău, asta e deformare a ceea ce am spus eu. Nu oamenii care manifestează. Am vorbit de o grupă de oameni care perturbă ordinea publică, atât. Observăm cum în ultima vreme succesiunea de lideri comuniști pe care are România are frumosul obicei de a găsi câte o etichetă difamantă poporului român. Și aș vrea să recapitulez. Domnul Silviu Brucan ne-a numit stupid people, adică proști. Domnul Nicolae Ceaușescu, scuzați expresia, ne-a numit hunigani. Tovarășul Iliescu ne-a numit golani. Trebuie să spunem că în seara zilei de 22 am sperat cu toții că întunericul pe care l-a traversat România în ultimii 45 de ani s-a sfârșit. Și am senzația acum, ca să nu spun din ce în ce mai mult certitudinea, că riscăm, dacă nu continuăm revoluția noastră pașnic, dar ferm, așa cum am mai spus-o, să ne găsim tot în întuneric.
Pentru aceasta însă trebuie să fim vigilenți. Pentru aceasta trebuie să fim atenți, pentru că Frontul Salvării Naționale și-a adunat la vârf elemente ale fostei nomenclaturi. Este vorba despre oameni care au fost întotdeauna sau de-a lungul carierei lor activiști, miniștri, ambasadori, colonei generali de securitate. Astăzi, această pătură socială îngustă, care de 45 de ani exercită o dictatură nemiloasă, în propriul lor profit, intenționează și face tot ce este posibil să rămână la putere. O să acceptăm așa ceva? Regret violențele din țară, regret aprinderile de domicilii ale cetățenilor, regret faptul că s-au creat echipe în fiecare sat ca să molesteze partidele care își fac propaganda. Acesta este un act care prejudicează prestigiul președintelui, prestigiul guvernului, prestigiul nostru, prestigiul națiunii. A existat metodologia ca să nu-i se dea omului butelia de aragaz dacă nu se scrie în FNS. Admite omului că nu-i se dă parcela de 5.000 de metri prevăzute de noi, ci 1.000 de metri într-o parte, 2.000 în alta, este act de înapoiere comunistă care nu mai poate fi tolerată în România. Știți cu toți cât ne-a fost de frică tuturor. Pur și simplu nu mai puteam vorbi nici măcar cu prietenii, cu rudele, cu iubitele sau iubiții. Nu puteam vorbi nici în pat despre ce ne ardea sau ce ne durea. Frica ne copleșise și numai din disperare, numai din solidaritate care s-a născut atunci din teama de moarte, pentru că muream de frig, muream de foame, muream fără niciun fel de speranță, ne-am dat mâinile și am reușit în 24 de ore să le răsturăm pe cel pe odiosul și sinistra. Acum însă frica a revenit. În primul rând din cauza pericolului fizic la adresa tuturor persoanelor. Observați că au început înjurăturile, amenințările, bătăile, ba chiar și crimele. Deci, iată că frica începe să revină la noi. Pe urmă, în al doilea rând, din cauza acestei lipse de adevăr. Păi ce? Știe cineva dintre noi, ca să-i piară frica, câtă securitate a fost în țară? Câte dosare avem noi? Câți informatori au fost printre noi? Câtă nomenclatură? Unde a fost? Cine a tras în noi? Cine mai este în funcție? La toate aceste întrebări pe care le punem începând de pe 12 ianuarie, guvernul nu a dat nici măcar un singur răspuns și de aceea frica a scos oamenii în stradă, nu altceva. Zvonurile reprezintă acum arma cea mai teribilă a FSN-ului, care împinge pe oamenii atât de trudiți, atât de mințiți, atât de disperat, încât să-i facă fanatici și violenți. Să le enumăr că, de exemplu, ne-au cumpărat cu bani. Că nu ne drogăm aici în piață, că suntem comuniști mascați, că suntem contrarevoluționari, că ne vine țara, că suntem imorali. Vă întreb, cine răspândește și cine acceptă aceste zvonuri? Același minister odios al securității, chipurile desființat, aceiași activiști, aceiași oportuniști care știu cum să-și trecoare minciunile în urechea mulțimii. Pentru omul cu carte puțină e suficient să vorbești de dolarii lucutare ca dintr-o clipă să dorească să fie moare capra vecinului. E suficient să o împroși pe Doina Cornea și, de exemplu, să spui că a fost amanta lui Coposu, pentru ca lașii, dintr-o dată, să se simtă mulțumiți că au fost lași.
E suficient să vorbești de șomaj pentru ca leneșul să se simtă deodată în pericol. După cum vedeți, rândurile 2 și 3 ale securității și nomenclaturii știu cum să vorbească populației. Securitatea nevăzută, necunoscută în această țară, își va atinge scopurile și va reuși să conducă jocul mai tihai ca în vremea lui Ceaușescu. Și atunci să te ții dacă mai e de unde. De aceea, cu orice preț, consider necesar dialogul între reprezentanții CPUN-ului, care ar fi ei, și delegați, pentru că este ultima șansă de a dezvălui lovitura de stat cățărată pe trupurile revoltaților. Dacă din mândrie vom pierde această șansă, atunci generațiile viitoare vor face din nou baie în minciună, vor mânca zvonuri, se vor înveli cu frică și se vor compromite spre disperarea noastră. Pentru că, vă rog să mă credeți, acum ne-am dat cu toții pe față și puterea, adică securitatea, știe despre noi toți, 99% ce gândim și ce vrem. Acum nu mai avem ce pierde. Nu mai rămâne decât un singur lucru. Jos comunismul! Demnitatea dumneavoastră este în joc ca și a mea, ca întregului popor. Nu avem capacitatea morală să ne redresăm în această clipă. Acum să hotărâm să terminăm la violență, nu știu cine va avea forța morală să poată limita violența. Noi suntem hotărâți să mergem împotriva violenței, dar de acord cu totalitatea poporului român care nu dorește violență. Violența nu-i specifică poporului român, ea este străină de comunitate de simțire românească. Dacă nu vreți așa, vom avea violență. Îmi cer. Vă rog un singur lucru. Să facem apel la rațiune. Am discutat cu dumneavoastră pe sală. Da. Și ne-ați spus că ați fost înconjurat de câteva sute de tineri azi noapte. Așa este. Vă rog să ne spuneți, azi în fața acestui mini parlament, vă rog să ne spuneți dumneavoastră, cum s-au manifestat acești tineri azi noapte lângă dumneavoastră? După 30 de minute de dialog în care nu au vrut să mă asculte, au avut o atitudine civilizată. Le-am spus un singur lucru, dați-mi voie. Deci n-a fost golan, domnilor. Dați-mi voie, oameni buni. Eu vă spun adevărul. Nu vă supărați. Ce înțelegeți dumneavoastră prin golan? Oameni care au luat afișele, panourile electorale puse de primărie. Domnule, te rog să mă scuzi. Te-am ascultat civilizat, ascultă-mă la fel. Ce înțelegeți dumneavoastră prin golan? Sunt aceiași oameni care au luat panourile electorale și au blocat toate arterele de circulație de la universitate cu ele. Vă rog să răspundeți dacă ați fost acolo. Domnul general ne-a comunicat pe sală că a fost azi noapte în jurul acestor tineri și l-am întrebat, a fost acte de violență? Nu! Domnule primar, fiți amabil. Deci, aș vrea să vă întreb, cum se pot numi tinerii care, deși era ilegal, pe 21 decembrie au ieșit în stradă, sunt huligani și aceia au blocat circulația. Dumneavoastră le datorați poziția din această sală și tot ce ați acumulat după această revoluție acelor oameni pe care dumneavoastră acum îi numiți huligani și golani. Acei oameni doresc să nu avem în fruntea țării oameni care au făcut parte din nomenclatura comunistă. Cum puteți să comparați tinerii din 21 cu tinerii de ieri? Pentru ce pot? Că noaptea care a trecut a fost una dintre cele mai extraordinare nopți pe care le-a putut vedea acest oraș. Dimineața, către ora 6, rămăseseră aici pe baricade câteva sute și ceea ce era extrem de bucurător, majoritatea erau foarte, foarte tineri, ceea ce a dovedit încă o dată la fel ca o revoluție pe 21 decembrie, că acești copii sunt marea noastră speranță. Suntem cu ei, suntem aici cu ei. Reprezentate aici, în această piață. Bolanii și țara!
Timișoara! Mi s-a spus că există o reprezentanție ai societății studenților mediciniști, ai studenților de la ASE, ai studenților din Politehnică. Îi rugăm să vină și ei să-și exprime poziția dacă doresc. Arhitectura, toate instituțiile din București. De asemenea, ne alătăm încă o dată sprijinul față de organizațiile neangajate politic, față de toate organizațiile care luptă în mod decis, hotărât, ferm și categoric împotriva oricare forme de comunism. Camuflată nu! Jos comunismul! Ei vin să ne condiționeze să amânăm alegerile. Că dacă nu o să ne arate ei nouă, o să avem numai asemenea dezordini. Acesta e comportament civilizat, asta e răspundere civică și noi, oamenii responsabili în acest organism de stat, putem să tratăm cu ușurință asemenea fenomene și în loc să dăm creditul necesar organelor de ordine, să dăm credit unor oameni care sunt certați cu ordinea publică, se poate? Ce are asta cu spiritul revoluției? Ce are asta cu spiritul înnoirii? Ce are asta cu spiritul democrației? Cu respectarea libertății, demnității umane. Ce are comun? Parte din noi am învins greșeala, minciuna și groaza, dar drumuri mai noi ne cuprind. Înălțarea-n ce-și pleacă noua, generații se cate, se sting și tinerii râd către stelele reci. Cine-și va pierde credința-n izbândă pe aceste mereu mișcătoare puteri? Vântură sau o spulberă, patrul să-i moară. Este clar că se lucrează cu gânduri bine precizate. Îi rugăm pe toți participanții la această demonstrație, care aparține acestui loc, că nu se duce la mesică ei. Aici este locul nostru, aici trebuie să stăm așa, așa, cu la față, să fim la treabă, în liniște și pace. Deci nu plecăm. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea voastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Și gândul probabil final este de a împiedica derularea în condiții normale a procesului acesta electoral și a desfășurării alegerilor în condiții normale. Și poate faptul că aici se zâmbește, că aici se cântă, că aici oamenii discută într-un mod civilizat. În plin centrul capitalei, echipe de oameni certați cu ordinea și cu civilizația, care întrețin un climat intolerant și care creează dezordine, împiedică circulația orașului, se dedau la acte de samavolnicie, inclusiv organele de ordine sunt împiedicate să mențină circulația, să mențină ordine.
dat acest cumplit război. De ce vă gândiți numai la voi și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis, ce zace în bălți de sânge. A face ordine, asta nu înseamnă încălcarea drepturilor oamenilor. Democrația nu se confundă cu anarhia, trebuie să fim înțeleși. Dar a ocupa o zi întreagă circulația în artera centrală a orașului, este bine, e civilizat, este ordine? Asta nu-i campanie electorală. În jurul orei 5, această piață a fost invadată de peste 1000 de polițiști, de milițieni. Din mulțimea care am fost aseară în această piață, mai rămăseseră aproximativ 300 de persoane care întrețineau focul viu al acestei revoluții. După ce au intrat cu bastoanele peste acești oameni în piață, au început să-i lovească cu atâta sălbăticie, încât atunci când i-am văzut pe acești oameni cu capetele sparte, mutilați, cu sânge pe față, călcați în picioare pur și simplu, V-am rugat. Cu acest prilej vă reamintim, stimați telespectatori, că de duminică după amiază, între universitate, clădirea universității și hotelul Intercontinental, se desfășoară o demonstrație. Fidelă principiilor sale de a prezenta obiectiv realitatea atât de bogată, realitatea vieții politice, social și economice atât de bogată a țării noastre, televiziunea, răspunzând în același timp atât solicitărilor a numeroși telespectatori care ne-au sunat, ca și cererilor demonstranților, a fost prezentă și în cursul zilei de ieri și emisiunea de actualități de la ora nopții v-a prezentat, după cum știți, imagini ale acestei demonstrații, dar a fost prezentă și astăzi în piața universității. De acolo vă prezentăm aceste secvențe, sublinind faptul că în timpul dezbaterilor de astăzi ale Consiliului Provizoriu de Uniune Națională s-a stabilit și o delegație de parlamentari care să se deplaseze în mijlocul demonstranților pentru a se interesa de doleanțele lor. Iată aceste secvențe surprinse de noi astăzi. Este baricada libertății și a dreptății. Noi nu suntem pionezi, iar dacă vom fi atacați, indiferent cine și cu orice armament, ne vom așeza jos și îi vom învinge în iubirea noastră de libertate. Nu răspundem la violență. Ne vom comporta democratic și decent. Thank you.
Trăiască Duhul lui Iar, a lucrat să plângă într-un tremor. Trăiască Duhul. Când ea libertății spune, mă duc eu până acolo. Așa, așa, mă plec cu mine și cu mirare pe drumul meu podit cu zarul, la intersecții mai rămân la un copil cu ce-a viață darul. Demonstrațiile din piața universității nu reprezintă doar pe cei care de o săptămână vor să convingă țara de sensul sacrificiului lor. Acești luptători ai revoltei din 21-22 decembrie vorbesc cel puțin în numele a peste 3 milioane și jumătate de semnatare proclamației de la Timișoara. Hotărârea guvernului de a refuza dialogul cu demonstranții, cu reprezentanții semnatarilor proclamației, scindează în continuare populația, alienează una din părțile cele mai active și mai responsabile ale națiunii. Noi, următorii intelectuali români, ne exprimăm solidaritatea cu manifestanții din piața universității și repetăm chemarea la dialog, condiție de neînlocuit a stabilității politice. Și noi dorim stabilitatea, dar dorim o stabilitate morală bazată nu pe interese personale sau de partid, ci pe interesele țării și pe respectarea aspirațiilor sfinte ale Revoluției din decembrie. Spre deosebire de țările din Est, noi am avut o revoluție. Comunismul a fost răsturnat de oamenii de pe stradă, de tineri care au acceptat
să se sacrifice, care au plătit cu viețile lor, îndurerând mii și mii de familii, dorința noastră de libertate. Pe ei nu-i vom uita și numele lor trebuie să luptăm împotriva comunismului. Mi se pare scandalos, mi se pare o nerușinare felul în care televiziunea română, la instrucțiunile guvernului, ignoră această manifestație pașnică care ține de o săptămână. Aceasta nu e televiziunea noastră. Și suntem plictisiți de cuvinte. Suntem plictisiți de discursurile cu care Ceaușescu ne-a bombardat. Suntem sătui de minciunile cu care ne-au mitraliat comuniștii de 45 de ani. Suntem sătui de presa lor. Suntem sătui de toate lozincile, de toate minciunile lor. Și noi, inerent, trebuie aici la tribună și în ziarele independente, cu adevărat independente din România, să folosim cuvinte. Dar trebuie să le înțelegem sensul. Acestea sunt cuvinte adevărate. Acestea sunt cuvinte care luptă pentru adevăr și pentru democrație. Și îmi pare rău că și ei vorbeau despre adevăr și democrație. Dar așa sunt comuniștii, ne oferă întunericul și pretind că ne dau lumina. Ne oferă împilarea și spun că ne dau libertatea. Ne oferă sărăcia și spun că ne dau bogăția. Și noi nu mai vrem asta. Dar să nu credeți că neocomunismul, nomenclatura, birocrația va pleca de la sine, de la putere. Trebuie tot timpul să luptăm pentru această democrație. Pașnic, dar ferm. Revoluția nu s-a terminat în 22, așa cum a pretins PSN-ul. Revoluția continuă. Vă mulțumesc. Libertate! 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 Viața noastră unde e? Viața noastră ne-ați văzut cu ea. Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Jos, jos, jos! Bună ziua! Jos Iliescu! 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 Jos Dacă cineva ne această victorie, dacă rămâne o linie, nu mai e voie să cred că nu trebuie să fac nicio prezentare. Strigă! Strigă! Nu știu ce strigă! Mulțumesc că-i cosa noastră. Deasupra noastră, icoana poetului național,
Păi nu, de ce hotărâm? Deci ești tu, sunt eu acum și să vedem cine mai vine. Cine mai vine? Cine mai vine? Adunarea de bază. Așa că vă spun că eliminați adunare și organizat de zile, cine e tipul ăla? Nu e un tip din ăla. Ia un punct de vedere politic, social și moral, partea cea mai înaintată a tării. Că ea este însă și revoluția. Refegiști, dar vor să frumeze. Are cine să trage? De presă. Au și ăia și ăștia. Transator are. Ăștia sunt în ziare. Noi luptăm aici pentru libertate. Libertate! 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 Pentru că libertatea nu stă niciodată anume, mai devreme sau mai târziu. Nu stă într-un grup politic sau altul, nu stă într-o persoană sau în alta. Libertatea stă în puterea noastră, stă în cugetul nostru, stă în inima noastră. Asta afirmăm noi de aici, din piața universității. Să ne amintim din nou și să spunem din nou că mai bine haimana decât rănător. Mai bine huligan decât dictator. Mai bine golan decât activist. Mai bine mort decât comunist. Jos comunismul! Mulțumim delegației Timișoara! Din partea Ligii Studenților, din partea Mișcării 1621, din partea Forumului Antitotalitar Român, din partea Grupului Independent pentru Democrație și din partea Mișcării Independente Alianța Poporului, precum și numele tuturor participanților la această superbă manifestație de golani. Că sunteți aici și că în această noapte, ca în toate zilele și nopțile de din ultimele 10 zile, dumneavoastră reprezentați pentru întreaga Europa conștiința României. Nu știu dacă știți că pe toate ecranele televizoarelor din lume, România, adică dumneavoastră, cei din piața universității, și timișorenii din piața Operei reprezintă prima din marile știri ale telejurnalelor. Unul din profesorii noștri, domnul profesor Emil Constantinescu, prorectorul universității. Mi s-a comunicat că la televiziune s-a spus de către o persoană că această manifestație din piața universității este de tip comunist. Nu trebuie să fluierăm când auzim de asemenea declarații. Ele nu fac decât dovada ignoranței cumplite în care se zbat acești oameni. Nu poate exista o manifestație de tip comunist care să țină 9 zile încheiate oamenii în stradă. Nu poate exista așa ceva. Numai democrația ne poate ține aici, nu 9 zile, ci ori și cât aș fi nevoie
pentru ca să învingem. Dar cine e persoana aia, mă? Mi s-a spus că acea persoană a mai fi afirmat că aici este mâna partidelor. E adevărat într-un singur sens. E adevărat. Aici nu este mâna partidelor, ci este pe undeva mâna partidului. Spun asta pentru că noi stăm aici datorită Partidului Comunist Român. Datorită nomenclaturii Partidului Comunist Român. Noi stăm aici pentru că luptăm împotriva nomenclaturii Partidului Comunist Român. Luptăm împotriva comunismului. Luptăm pentru libertate. Pentru adevăr. Pentru România. Libertate. Și cum să te dau pentru alta pe lume, o vezi cum să fac multe ales. Și fără provinții, sunt ala să dai și la toți din răsări. În tine dator, îți mai câștigă și ții, pe cea mai tare cuvânt. A fost în România o gașcă mare de golani ce au alungat familia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, domici și neocomuniști, ci fără de rușine. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor comunist. Libertate, nu comunism și nici schimbări de formă. Și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomuniști și nici neolibertate, democrații originale și nici niciuni frutate. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Ne întrebați ce vrem aici, dar știe toată țara. Noi susținem punctul rog de la Timișoara. Să cadă 4-7-3 ce ține TVR, legată lanțurile ei chiar și numitele. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură. Și nu vă temeți de volani, fără coloratură. Din cei care au murit aici, ne-am reîntors năluci. Să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist, mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist.
huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine moar decât comunist. Dumnezeu să ne Vrem să vă întreb, întrebarea este pentru toți, răspund de care vrea din dumneavoastră, cum considerați că se va desfășura în continuare această acțiune întreprinsă în piața universității în zilele următoare, când totuși ne apropiem de un moment foarte important, cel al alegerilor? Cum considerați că se va desfășura? Pentru că nu este vorba, deci demonstrația practic nu are o legătură directă cu alegerile, nu are scopuri electorale. Nu a avut niciodată scopuri electorale, nefiind legată de grupări politice sau de persoane. Nici contra, nici împotriva. Deci alegerile... Nici pentru adică. Da, da, sigur că da. Alegerile practic nu constituie, cum să spun așa, un punct însemnat în traseul demonstrației. Punctul marcant, că spune așa, punctul culminant al demonstrației va fi finalul comunismului. Deci alegerile se vor desfășura normal, noi nu suntem pentru amânarea datei alegerilor sau chestiuni de genul acesta. Alegerile sunt alegeri, demonstrația este demonstrație, ea va continua pașnic ca și până acum, oferind astfel tuturor cetățenilor posibilitatea de a simți alături de noi niște momente de adevăr și de libertate. Noi vom rămâne aici, pentru că aici s-a instaurat o adevărată republică a libertății și demnității regăsite. Aici se află adevăratul spirit al Revoluției, începută în 16 decembrie și terminată în primul ei episod pe 22. Asta nu înseamnă că trebuie să părăsim piața. Noi scopul acestei demonstrații este de a lupta, de a ne opune cu mijloacele noastre pașnice, non-violente, oricărei forme de comunism. Aceasta nu are nimic comun cu alegerile. Așa cum acum veghem la păstrarea acestei zone libere de neocomunism, vom veghea și în continuare, ca să avem grijă ca nu cumva noul Parlament, indiferent de componența lui, să încalce principiile democrației. Noi ne îndreptăm efortul împotriva oricărui atentat la libertatea noastră.
intrăm în acea perioadă delicată de dinainte de alegeri. Deci, mitingul nostru, o spunem încă o dată, nu are nimic în comun și nu se referă în niciun fel la campania electorală, nu are scopuri electorale și nu urmărește amânarea sau influențarea alegerilor. Din acest motiv, vă propun să ne organizăm foarte bine în aceste zile pentru a elimina orice posibilitate de interpretare răuvoitoare din partea acelora care ne-au obișnuit cu interpretări de acest soi. Propunerea noastră este, deci, acum este ora 11 fără 5. La 12 fără 10 să încercăm să ne adunăm exact în perimetrul zonei libere de nou comunism, înțelegând prin acest perimetru zona încadrată, zona delimitată cu plancarte și cu sfoară. Te rog foarte mult, te rog foarte mult. Deci, pentru a evita orice posibilitate de interpretare, să ne strângem și cumva să umplem spațiul până la baricadă. Aceasta este ideea. După cum vă observați, în partea stângă a pieței există un spațiu gol între grupul de demonstranți și baricadă. Ar fi bine să încercăm să umplem și acel spațiu. Pentru a delimita în acest fel foarte clar întreaga zonă liberă, zonă care pleacă, după cum se știe, de la baricadă, de la locul în care au murit cei care au luptat în noaptea de 21 decembrie. Vom încerca să facem această organizare la ora 12 fără un sfert. Până atunci, e cineva aici care, de fapt, sunt mai mulți. Sper că o să, sunt sigur că o să facă plăcere să-i auziți. Deci încep mai întâi cu Ana Blandiana. Vreau să vă spun că eu consider ceea ce s-a întâmplat în ultima lună în piața universității mai important chiar pentru conștiința poporului român decât ceea ce se va întâmpla peste două zile în fața urnelor. Aici se află adevăratul spirit al revoluției începută în 16 decembrie și terminată în primul ei episod pe 22. Vom rămâne aici pentru că nu am deznădăjduit, pentru că nu ne mai este frică și pentru că nu mai vrem să pierdem libertatea noastră. De aceea ne urăsc atât. Există valori care nu se pot împrumuta, nu se pot da altora, cu care te naști și mori. Eu cred că aceia care au făcut revoluția s-au născut cu o valoare în ei nepieritoare. Libertatea! Singurii! Libertate! 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 Singurii care merită recunoștința noastră astăzi, la 5 luni după Revoluție, sunt aceia care au murit. De aceea suntem indignați când auzim pretențiile altora de a fi răsplătiți pentru așa zise merite în Revoluție, cum l-am auzit de pildă pe domnul Roman acum o săptămână. Știm că numai victimele, aceia care au murit aici, jos, acolo la baricadă, acolo,
la arhitectură, aici la universitate, merită recunoștința noastră și memoria lor o cinstim noi aflându-ne aici zi de zi de la sfârșitul lunii aprilie. Am dovedit cu toții încă o dată că suntem non-violenți, pentru că, și asta trebuie să audă puterea, dacă am fi dorit-o, îi scoteam afară de unde se găsesc, de unde se găsesc fără niciun drept. N-am făcut asta, n-am făcut pentru a dovedi încă o dată că suntem oameni civilizați, că nu folosim armele lor, dar să-i ferească Sfântul, să ne aducă vreodată în stare să le dovedim, pentru că nu știu dacă își vor găsi undeva un loc unde să se ascundă. Domnul Constantin Dumitrescu avea fără îndoială dreptate. Temperamentul de luptător al domniei sale, de om care a cunoscut mai bine decât noi toți ce poate însemna teroarea comunistă, l-a îndreptățit să simtă și să exprime nevoia de libertate absolută a poporului nostru. Ceea ce dumneavoastră faceți de aproape o lună de zile, ceea ce elevii, tinerii, studenții au dovedit astăzi, reprezintă mărturia absolută a spiritului de pace al poporului român. Pentru că, într-adevăr, sunt fericiți făcătorii de pace. Prin această demonstrație, prin atitudinea milioanelor de semnatari ai proclamației de la Timișoara, s-a dat marea lecție de înțelepciune și civilizație tuturor agresorilor, tuturor denigratorilor, tuturor mincinoșilor și tuturor criminalilor. Am întins obrazul încă o dată. Acesta este marele semn al moralei românești. Și ea a învins. Dumneavoastră ați învins. Victorie! Vă va vorbi profesorul meu, profesorul nostru și poetul acestei țări, Ioan Alexandru. Hristos a înviat! Ne îndeamnă și la plăcere și la meditație. Să fie această piatră pentru câteva zile un lăcaș de rugăciune. Și stați jos, vă rugăm, stați jos. Fără strigă. Vă rugăm foarte mult, nu mai strigați dumneavoastră jos. Vă rog din suflet.
Până la urmă, cei care... Până la urmă, toată lumea va înțelege. Hai ca să vă iau mai. Vom pierde. Deci trebuie să rămânem. Țara este căterită. Și am cam 40 de minute și pe plaie. Și... I-au zis eu. Suntem foarte fapt. Vinde dorit. Mai puțin vor regeta. Mine în asociație, deci în Liga Studenților. Decizia a fost luată mai de mult, pe undeva o parte din reprezentanții ligii și-au depășit calitatea întârziind retragerea în această piață. Nu știu dacă ați observat, dar tot mai mulți studenți dispăreau din piață, cel puțin din cadrul demonstrației. Foarte mulți studenți nu mai erau de acord cu anumite afirmații care se făceau aici, cu anumite tonalitate care se făcea vizibilă în această piață și care era totuși susținută de către demonstranți. În aceste condiții, tocmai pentru a nu scinda demonstrația, ei s-au retras discret. Am fost puși în situația de a remarca că noi nu mai avem în demonstrație un număr suficient de mare de studenți pentru a ne justifica prezența oficială ca organizație în această piață. Nu mai putem afirma că Liga Studenților de Universitate demonstrează în piața universității ca asociație în condițiile în care nu sunt mai mult de 70-80 studenți. Și dau o cifră mare, să știți. Mai mult decât atât. Colegii au venit la noi, la reprezentanți, și au protestat împotriva atitudinii noastre de acceptare a unor poziții luate în această piață. O situație similară s-a pus și la arhitectură. Și ei au semnat împreună cu noi acea declarație de retragere. Nu am atacat niciodată pe nimeni în această piață, nici măcar pe Iliescu Ion. Deși eu personal
dacă sunteți mulțumiți, fac această declarație. Consider orice activist al Partidului Comunist Român infractor, inclusiv pe Ion Iliescu. Au venit persoane din conducerea asociațiilor 621 decembrie și Alianța Poporului și mi-au spus că sunt trădător, pentru că printre altele nu fac atacul la persoană. Acele persoane și-au permis să vină la universitate, să încerce să ne impună nouă anumită atitudine. În momentul în care noi am refuzat să o avem, am fost acuzați de trădare, că suntem securiști, că suntem comuniști și alte inerții de acest gen. Da, mă rog, printre altele că eu aș fi un fel de Iliescu a demonstrației. Dacă nu am răspuns încă murdăriilor aruncate de Frontul Salvării Naționale prin cele patru ziare, așa numite ziare, nu am să răspund caloniilor aruncate de aici, poate chiar de la acest microfon. Nu am motive să mă justific. Decizia de părăsire a pieții a fost luată de patru asociații care, mă gândesc eu, nu sunt formate chiar din proști. Dacă acești oameni au decis să se retragă, presupune că vor fi avut anumite motive să o facă. Domnul ministru Rind.
La începutul anilor 90, minerii au fost folosiți ca masă de manevră împotriva partidelor de opoziție. Chemați în mai multe rânduri să apere puterea instalată după căderea lui Ceaușescu și a regimului comunist din România, manipulați prin mesaje care anunțau primejdicare de care mai înfiorătoare, minerii au reprezentat o adevărată armată de represiune. Totul a culminat cu mineriada din iunie 1990, când minerii, conduși de liderul lor Miron Cosma, au invadat Bucureștiul la chemarea lui Ion Iliescu, cel care preluase puterea în România de după Nicolae Ceaușescu. Atunci s-au întâmplat cele mai atroce evenimente. Au fost luați și bătuți de pe stradă oameni nevinovați, dar care păreau dubioși pentru că purtau barbă sau ochelari. Au fost vandalizate sediile partidelor de opoziție, Universitatea București sau Facultatea de Drept. Cu ajutorul minerilor, puterea nou instalată la București a declanșat teroarea. Răspunsul de solidaritate bucătărească pe care vi le-ați dat la ZAD, la chemarea noastră. Eu am fost la toate mineriadele, și la București, și la pe defileu, și vă spun, dezastru. Minerii s-au deplasat către piața Universității pentru a descongestiona ceea ce era acolo, ceea ce practic ceruse președintele țării. Delegația de mineri, de lucrurile cu domnul Cosma, s-a deplasat spre piața Universității, pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Și ne-a zis Iliescu din balcon, ia voastră piața Universității. Și acolo minerii au făcut liniște, cu ce? Cu bâte și cu nu știu ce. Am omorât oameni? Nu am omorât. I-am bătut și am făcut. Nu zic de mine sau de alții, dar a fost dezastru. Aici mi-e Sfânta Cruce, că eu sunt foarte credincios. Ne-a dus la Polivalentă și vă dau filme porno, 30.000 de oameni acolo la Polivalentă. Vă dau filme porno după ce ei la omor oameni și zice, zic. Vă dau filme porno? Cum după ce dai bătaie la o jumătate de București? Ați fost întrebați acolo? Da. Trebuie ca să manifestăm răspundere la toate nivelele. Și în primul rând oamenii politici care vor să-și asume răspundere în această țară. Ce fel de răspundere? Când încurajăm actele de dezordine, actele de încălcare a normelor elementare de civilizație și de comportament. Ce fel de dialog să statornicim cu asemenea oameni, câți ori fi ei, câteva mii, dar sunt 23 de milioane în această țară. Și care ce vor, domnilor? Noi, în CPUNE, am adoptat o lege electorală pe baza cărora se derulează acum procesul de pregătire a alegerilor. Ei vor să reformeze legea electorală. Cu ce drept? În numele cui? Pe cine reprezintă? Să dialogăm pe așa ceva? Mitingul nostru, o spunem încă o dată, nu are nimic în comun și nu se referă în niciun fel la campania electorală, nu are scopuri electorale și nu urmărește amânarea sau influențarea alegerilor. Din acest motiv, vă propun să ne organizăm foarte bine în aceste zile,
pentru a elimina orice posibilitate de interpretare răvoitoare din partea acelora care ne-au obișnuit cu interpretări de acest soi. Ei vin să ne condiționeze să amânăm alegerile, că dacă nu o să ne arate ei nouă, că o să avem numai asemenea dezordini. Am plecat de la poliție în urmă cu jumătate de oră și am aflat că între timp în piața universității se desfășoară evenimente care sunt în natură să ne existeze. Și cred că ar trebui să încheiem spunând că este esențial pentru noi toți. Și este un lucru pe care noi l-am susținut săptămâni de-a rând în piața universității. Orice s-ar întâmpla, este bine ca oamenii să opteze pentru dialog și înțelegere, pentru un contact pașnic și civilizat. Orice formă de violență, cred eu, nu poate duce niciodată la nimic bun. Să instaurăm o democrație veritabilă, responsabilă în fața poporului. Tocmai acum aceste elemente au căutat să submineze viața noastră democratică. Armata trebuie să fie element de stabilitate și de apărare a puterilor poporului. Mă să stea indiferentă. Când bandarii se dau la asemenea acte barbare împotriva poporului. Stimați concetățeni, mă adresez din nou dumneavoastră în momente dramatice pentru țara noastră. Este vorba de o nouă încercare de forță a unor grupuri ostile dezvoltării democratice a țării care au acționat și în cursul lunii ianuarie, pe 12 și 28 ianuarie și în cursul lunii februarie, care au încercat prin forță să destabilizeze situația țării și să înlocuiască puterea existentă în țara noastră. Mai grav este că de asta dată este vorba după desfășurarea alegerilor libere, când poporul și-a manifestat în imensa sa majoritate opțiunea pentru dezvoltarea democratică a țării. Avem de-a face cu o încercare de rebeliune de tip legionar. Elemente declasate, care au antrenat probabil și o serie de elemente naive, manevrate de forțe interesate în destabilizarea țării și în ignorarea opțiunii exprimate de poporul nostru, s-au dedat la grave acte de violență. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Acești sunt reprezentanții Guvernului, ai Ministerul Transporturilor, în mod organizat, eșalonat, să asigurăm această deplasare ordonată a tuturor spre locurile dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi. Să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate. Să ne vedem cu bine! Noi vom rămâne aici, pentru că aici s-a instaurat o adevărată republică a libertății și demnității regăsite. Aici se află adevăratul spirit al revoluției începută în 16 decembrie și terminată în primul ei episod pe 22. Suntem într-o așteptare, într-o suspensie. Ce?
Iisuse! Nu, mă, ha! A dat unul ceva... Alo! Ia stați! Alo! 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 Andrei Gheorghe despre decembrie 89, despre libertate în general. În 89, existența devenise pe nesimțitele durere. O viață gri și am vrut mâncare, haine, curent, presă, pașapoarte, benzină, becuri, fripturi și Pepsi. Dar în primul rând am vrut libertate. Libertate! Și ne-am îmbrâncit cu libertatea în gură și cu Iliescu și cu minerii și cu bucureștenii indignați. Așa cum ne-am priceput noi, ne-am făcut treaba. Treaba ta, piața Victoriei, e să continui piața universității, dar cu discursul tău, cu grijile tale și cu nevoile tale. Iar nevoia zilei de azi e dreptatea. Pentru dreptate se iese în stradă, nu pentru conturi sau alte bogății. Oamenii sunt liberi și liberi fiind se adună, se asociază și strigă că destul am tăcut noi, părinții. Ieșiți și nu vă temeți căci nimeni nu vă poate învinge. Sunteți oameni liberi și treaba voastră e dreaptă. Alo! Tovarăș! Mergeți noi acolo, putem! Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Momentan nu ne aflăm nicăieri. Am plecat din Republica Socialistă România și facem o pauză momentană într-o țară pe care o numim România, pentru că alt nume nu putem să-i dăm. Și ne pregătim pentru pasul următor. Ne pregătim. Vom întâlni în stradă? Cred că strada e absolut necesară. Fără stradă nu se poate face absolut nimic. Vei fi în stradă? Întotdeauna. Obligația noastră. Sunt Maria Munteanu, președintele Ligii Studenților din Universitate. Îmi permite să vă pun și o întrebare? Da, vă rog. Ce perspective vedeți dumneavoastră mișcării pe care o aveți în piața universității? După părerea mea, mișcarea pieții universității, care nu mai este a pieții universității, este o mișcare care deja depășește până și limitele, granițele țării. Se va opri în momentul în care problema comunistă nu va mai exista în România, adică momentul în care orice formă de comunism va dispărea cu desăvârșire în această țară. Să-mi dați un nume nou.
să vină-n fruntea țării cei ce-au murit în 45 de ani. Sfârșit de terorismul mutilării acestei nații blânde de golan.